Никакого монтажа. Все так, как бы вы видели своими глазами. Проект независимого видеопортала tvbalti.md. Своими глазами. Banca Națională a Moldovei pune în circulație, începând cu 28 februarie 2018, o serie nouă de monede metalice, de 1, 2, 5 și 10 lei, care vor circula în paralel cu bancnotele existente de aceeași valoare nominală. Monedele de 1 și 2 lei sunt confecționate din oțel placat cu nichel și au o nuanță argintie. Cele de 5 și 10 lei sunt din oțel acoperit cu nichel și alamă, ceea ce le conferă un aspect bimetalic. Centrul argintiu înconjurat de un inel auriu pentru moneda de 5 lei și respectiv centrul auriu înconjurat de un inel argintiu pentru moneda de 10 lei. Pe revers, în partea de sus, monedele poartă o monogramă din literele majuscule R și M, acronimul denumirii statului, Republica Moldova. Monograma este gravată folosind un procedeu holografic. Literele R și M devin vizibile prin alternanță când moneda este rotită spre stânga-dreapta. Pe suprafața cifrelor a fost aplicată microgravura cu legenda BNM. Fiecare monedă are muchie cu zimți diferiți pentru a diferenția mai ușor valoarea nominală a monedelor, în special de către persoanele cu deficiențe de vedere. Muchia monedei de 10 lei poartă suplimentar inscripție repetată a cuvântului Moldova, precedat și urmat de o stea. Alăturarea celor patru monede reconstituie pe avers imaginea stilizată a stemei Principatului Moldovei, inclusă într-un quadrilob cu elemente heraldice de epocă. Capul de bour privit frontal cu luna în faza de crai nou pe moneda de 1 leu, soarele pe moneda de 2 lei, steaua sub forma unui luceafăr, coroana princiară deasupra coarnelor bourului și trandafirul heraldic pe moneda de 5 lei și scutul dinastic domnesc al lui Ștefan cel Mare pe moneda de 10 lei. Pe revers, alăturarea monedelor reconstituie imaginea stemei de stat a Republicii Moldova. Fiecare monedă are greutate, diametru și grosime diferite. Noile monede întrunesc cele mai înalte standarde de calitate și elemente cu un înalt nivel de siguranță care asigură o protecție împotriva contrafacerii. La 25 de ani de la introducerea sa, leul moldovenesc se modernizează pentru a fi utilizat mai sigur și mai comod.